prințesă Dorothy, am un buchet de flori de cățel pentru tine. Prințesă Dorothy, vino să te dai pe carusel. Oh, e absolut jenant. Dorothy, gustă din această bezea a piticilor. Sau gustă din aceste batoane magice zburătoare făcute din ciocolată. Vă mulțumesc, dragii mei. Haide, să mergem să vedem ce e acolo. Prințesa Dorothy, îmi place noua ta coafură. Nu știam că își poate face șuvițe. Bună, piticanilor. Ce s-a întâmplat cu vocea ta? Da, aveai o voce blândă și frumoasă, iar acum... Da, ei bine, am alergii. E sezonul maimuțelor, să știi. Așa e, așa e. Au. Știu ce te va face să te simți mai bine. O brioșă făcută pentru tine. Hai, dacă insisti. Ura! Salut, mătușico! Am o întrebare pentru tine, draga mea. Arăți ca Dorothy. Totuși, cum vei lua pantofii de rubin? Păi, evident, eu voi... Scuze, cred că se întrerupe legătura. Scuze, închid pa. În ordine, acum. Vedeți? E floare la ureche. Ai câștigat! Mă bucur, mereu mi-am dorit așa ceva. Se pare că cineva se distrează bine. Îmi place când cineva se distrează bine. Ai 17 mesaje noi. Primul mesaj. Alo, nepoțico, mă întrebam dacă ai pus mâna pe pantofii. Hei, tot eu sunt, mă întrebam dacă... Ei, unde ești? Vreau pantofii de rubin! Nu ai mesaje noi. Ursuleți de pluș, vreau! Mi se pare mie sau piticii sunt mai puțin entuziasmați decât înainte. Acum că ai spus asta... Cine te crezi tu? Da! Cred că eu sunt Dorothy. Sau era doar o întrebare capcană? Crezi că dacă ești prințesă poți să fii rea cu oricine? Rea? Eu? Da, ești lacomă, ești rea și nerecunoscătoare. Stați puțin, aceste acuzații sunt complet nefondate. Nu e așa, nu e adevărat. Ați vrea o îmbrățișare? Maestate, ce-ar fi să faceți ceva în legătură cu prințesa lăcomie? Nu e prințesa lăcomie, aiuritule, e prințesa Dorothy. Da? Păi a luat toată mâncarea și toate premiile pe care a pus mâna. Dar prințesa Dorothy nu ar face așa ceva. Nu, chiar nu aș face așa ceva. Sigur că vă sunt recunoscătoare. Voi, piticilor, ați muncit din greu ca să organizați acest târg și ca eu să mă simt binevenită. Îmi pare rău dacă am greșit cu ceva, dar nu știu. Cred că papucii de rubini s-au urcat la cap. Da! Luați calitatea de prințesă. E calitatea de prințesă sau titlul de prințesă? Nu știu. Așa e, da, sigur că da. Da! Stați! Trebuie să existe o explicație logică. Da! Cum ar fi? Poate că sunt două prințese Dorothy. Două prințese Dorothy. Da, ce să spun. Am avut dreptate. Tu cine ești? Eu sunt prințesa Dorothy. Tu cine ești? Eu sunt prințesa Dorothy. Nu, eu sunt prințesa Dorothy. Nu, eu sunt prințesa Dorothy. Wow, ia te uită, două prințese Dorothy. Da, dacă tu ești adevărata prințesă Dorothy, poți să faci asta? Da, dacă tu ești adevărata prințesă Dorothy, poți să faci asta. Poți? Pune! Nici măcar nu e cocoș. E mai mult decât cocoș. E mai cocoș decât visez tu să fii. Am papion, papion, papion. Cred că până la urmă ești cocoș, fiule. Urmărește o mulțime de videoclipuri și nu uita să te abonezi la canalul de YouTube Bumerang!